fix 1 minut și 6 secunde am făcut de la obor, de la, pardon, de la Ștefan cel Mare până aici. Foarte tare. Cât am tras cu pandemia asta, acum eu să văd așa ceva și să pot să mă vaccinez într-o piață. Am acum o problemă. Da, și mama are dreptate. Gândește exact ca mine. Ai zis, bă, din moment ce poți să te vaccinezi acum oriunde acolo, du-te și fă-ți, du-te și fă-ți Pfizer-ul, pentru că o să-ți fie mult mai, mult mai ok și mult mai util. Acum momentul adevărului. Ah. Ia să vedem. Mare moment. De ce îți faci mâna? Ah, pardon. Munceam și o să vedeți primul și singurul loc de muncă convențional al domnului Backpack Your Life în cei 35 de ori, 36 de ani de existență pe această planetă. Nu respectam regulile pe care oamenii le impuneau acolo la muncă și după 2 luni de zile sau 3 luni de zile m-au dat afară. Ori te exmatriculăm, ori schimb școala. Am fost cumva mutat disciplinar, putem spune, la școala cu numărul 56. Exact acum 3 minute am ajuns în București, sunt în camera de hotel și nici nu vă dați seama cât de fericit sunt să am și eu o cameră de hotel la standarde înalte, frate, standarde ca lumea. Fiți atenți! Baia este absolut enormă, duș, asta îmi place foarte mult, vedeți, nici măcar nu am scos nebunia asta de aici. Toaleta, ia uite cu bideu, nu prea am văzut bideu în România. Ce puțin nu mi-aduc aminte. Aici o oglindă, ca să mă uit la mine cât de mare, cât de frumos și cât de obosit sunt. Patul ăsta care... Trebuie neapărat să arunc din rucsacul, pentru că este mult mai mare. Patul ăsta care e demențial de mare, dar ce mă interesează bine cel mai mult. Bun, ghita mai balconul, Piața Romană este în partea... Da, mă, da, aseu, Piața Romană e în partea aia și Dorobanțiu încolo. Aceasta este prima mea zi oficial aici în București, adică prima mea zi full și avem o grămadă de chestii administrative pe care trebuie să le rezolvăm, astfel încât să putem intra în vibe-ul acela de călătorit, de explorat și de văzut Bucureștiul așa cum trebuie văzut. Prima treabă, ca orice om normal care ajunge în România după ce călătorește foarte mult, trebuie să prioritizeze lucrurile pe care le are de a făcut aici, iar la mine numărul 1 este acela de a mă vaccina. Deci astăzi o să mergem să ne vaccinăm din motive pe care probabil că o să le discutăm mai încolo, o să vi le explic pe lângă cele care sunt cât se poate de evidente și pentru a ne vaccina cum trebuie, mergem la obor să vedem dacă putem să băgăm și niște mici. Deci mi se pare absolut ireal, n-am mai văzut intersecția asta, bine, n-am mai văzut-o de ieri, că m-am văzut Cătălin, a fost în Răstrău ieri, dar zic că în general, eu n-am mai văzut intersecția asta de foarte, foarte, foarte mulți ani de zile și mi se pare că a rămas la fel. Acolo în față, dacă nu mă înșera, Studio Martin acum 50 de ani, nu? Eu sunt ca bătrânia care zic, pe vremea mea, a, uite și posterele alea cu fetele, pe care la fel nu le țin minte. Hai să mergem la metrou, dar nu știu noi ce e apropiată gură de metrou, cred că e încolo, nu? Până ajung eu la metrou, cred că mă duc încolo spre Ștefan cel Mare. Voiam să vă vorbesc foarte puțin despre cardul Curve, așa da, Curve pe care îl folosesc de ceva timp. Cardul Curve practic este un portofel digital care ți-a toate cardurile pe care tu le ai și ți le înglobează în aplicația cu același nume. Avantajul foarte, foarte mare al aplicației este dat de faptul că, de exemplu, tu dacă ai 3-4 carduri diferite, iar cardurile respective au anumite avantaje, aplicația îți ia și avantajele individuale ale fiecărui card în parte și ți le aplică acestui card. Adică, pur și simplu, tu, printr-un click, poți să faci ca acest card Curve să fie cardul tău ING sau cardul tău de la Banca Transilvania sau cardul tău de la nu știu ce bancă. Iar chestia asta este foarte utilă pentru că, mai ales atunci când călătorești, vrei să ai la tine cât mai puține carduri, astfel încât să nu le pierzi.
iar poliția. Bravo! Către obor, Ștefan cel Mare, obor. Sper că ăsta merge către obor. Nu mai știu. Fix un minut și 6 secunde am făcut de la obor, de la Ștefan cel Mare până aici. Foarte tare. N-am mai fost la obor de cel puțin 5 sau 6 sau 7 ani de zile. Mi-aduc aminte că veneam pe aici când eram în clasa 6-a, pentru că aveam școala. Bine, școala, una dintre școlile pe care le-am... Deci asta e foarte tare, asta este o chestie foarte tare. Trece poliția pe lângă mine și n-am niciun fel de problemă să filmez. Bă, nu vă dați să face relaxare. Este pentru mine faptul că pot să filmez și că pot să fac ce vreau eu fără să vină nimeni să sară la mine să mă întrebe, nu știu, autoritățile, poliția, filmez în metro, unde vreau eu. Asta este un avantaj foarte, foarte, foarte mare pe care îl avem. Mamă, ce m-a speriat scaunul ăla. Un avantaj foarte mare pe care îl avem aici în România. Niciun fel de stres. Hai să vedem acum unde mergem să ne vaccinăm, că pentru mine oborul, nu știam că e aici. Deci eu nu înțeleg, am mai intrat pe cineva acum, mi-a explicat, dar eu cred că sunt prost. Cred că stau foarte, foarte, foarte prost cu orientarea, mai ales aici, deci nu-mi dau seama, trebuie să mă duc. Aici am ajuns la mall-ul ăsta, veranda. Am fost cu Vale în, cum îi zice, în iarna lui 2019-2020. Gata, bă, l-am văzut. Pentru voi cu siguranță că nu e mare lucru, dar pentru mine e. Cât am tras cu pandemia asta, acum eu să văd așa ceva și să pot să mă vaccinez într-o piață, mi se pare absolut ireal. Hai să vedem care e procedura. Avem acum o problemă, pentru că eu vreau să mă vaccinez cu Pfizer și aici bagă doar Johnson-ul. Cora Pantelimon drive-thru. Asta cred că ar fi cel mai aproape de aici, nu? De fapt, nici măcar nu știu care merită mai mult, nu pot să-mi dau seama care e mai... Vreau pe ăla, bă. Asta e problema. Bă, ce mă enervează chestia asta, mă, că eu voiam să mă vaccinez aici, frate. Că e așa frumos. Dar... Problema e dată de faptul că eu vreau să mă vaccinez cu Pfizer-ul pentru că Pfizer-ul este mai recunoscut. Este mai recunoscut la nivel internațional. Stai, mă, că de ce am overexposure atâta la asta? Doamne. Ce, mă? Așa. Pfizer-ul este mult mai recunoscut la nivel internațional și am ceva mai multă libertate. Asta vreau să fac. Adică e mai nu am probleme cu el, cu Johnson, nu știu exact cum o să fie. Stai că se vorbește și cu mama. Mama, zi-mi și mie o chestie, fii atent aici, deci eu acum sunt la obor să mă vaccinez, din păcate ăștia aici la obor vaccinează doar cu Johnson, dacă mă duc la Pantelimon sau mai sunt lucruri, mi-l face și cu Pfizer. Și nu știu ce să fac. Tu pe care ți l-ai făcut? Pfizer-ul, nu? Deci Pfizer-ul l-ai făcut. Pa. Da, și mama are dreptate, gândește exact ca mine, ai zis, bă, din moment ce poți să te vaccinezi acum oriunde acolo, du-te și fă-ți... du-te și fă-ți Pfizer-ul pentru că o să-ți fie mult mai mult mai ok și mult mai util. Dar ce înseamnă că, dacă nu mai țin minte, scrie acolo ceva cum ajung să fac Pfizer-ul, dar nu mai țin minte unde exact era. Intrăm și noi din nou. Centrul comercial Cora Pantelimon. N-am nici cea mai vagă idee unde e locul ăsta. O să luăm un Uber ceva. Deși mi-au zis prietenii că aici în România mai bine folosește la FreeNow, pentru că ar fi mai ieftin. Dar eu nu l-am instalat, sunt foarte, foarte pe lângă subiect când vine vorba de ce aplicații sunt folosesc pe aici. Bă, și mi se pare ireal să atât de mulți oameni sunt de ăștia, sunt cum zice, sunt paznici, poliție, nimeni nu te întreabă nimic, n-ai niciun fel de problemă, filmezi, țin camera asta și sunt cu camera mare. Înainte ziceam că, bă, e greu să filmezi în România, acum după ce am fost în Africa și am văzut cum e în Africa, mi se pare că este foarte ușor să filmezi în România. Hai să chemăm un bărb. Stai să vezi că începe și mare ploaie în curând.
Cred că doamna asta voia să ia Uber-ul în care am, din care am coborât eu, cred că ea credea că e taxi. Așa, bă, deci m-am făcut de râs pentru că omul ăsta m-a întrebat unde mergeți, la Cora Pantelimon? Și am zis, nu, nu, la adresa din, din aplicație. Și culmea este... Salut! Și culmea este că da, chiar am venit la Cora Pantelimon. Da, deci m-am făcut de râs. Dar cu aplicația Curve nu te face de râs dacă, de exemplu, să spunem că plătești cu cardul Curve, doar că în aplicație ai băgat, să zicem, cardul Banca în Transilvania și poate nu mai ai bani acolo. Ce face aplicația Curve? Dacă tu ai, de exemplu, cardul Banca Transilvania și cardul de ING, ai plătit cu Curve, ai avea cardul de Banca Transilvania asociat în momentul respectiv, pentru că poți să apeși acolo și poți să schimbi frumos ce card folosești, și imediat, pentru că aplicația vede că tu nu ai bani pe cardul respectiv, îți ia de pe unul dintre celelalte carduri de backup. Trebuie să faci tu setările astea în aplicație astfel încât să autorizezi această mișcare, doar că este foarte, foarte bună și mi s-a întâmplat în situație de urgență în care trebuia să plătesc, am scos cardul Curve, am plătit acolo, nu mergea, după care trebuie să intru în aplicație să schimb cardul și așa mai departe. Și de când au implementat chestia asta, m-a ajutat foarte mult. Da, deci suntem la Cora și acum trebuie să văd exact unde e aia cu vaccinatul. Cred că undeva în partea aia, dacă nu mă înșel. Gata, hai că mi-a zis un domn foarte simpatic că trebuie să urmez un cort. Ah, l-am văzut. Da, la mine, pentru mine e foarte important să-mi fac vaccinul cât mai repede, pentru că vreau să mă duc și eu la mama, frate. N-am mai fost în Norvegia de... Se fac 2 ani de zile în septembrie, deci eu când o să mă duc, că o să mă duc undeva, să zicem, nu știu, la jumatea lui iulie, finalul lui iulie, deja o să fie aproape de 2 ani de zile de când n-am văzut mai și de când nu am fost în Norvegia. Și cu sora mea la fel, cu nepotul, n-am văzut pe nimeni. Și pentru a ajunge acolo trebuie să mă vaccinez și trebuie să las și 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, între rapel și perioada în care Norvegia consideră că vaccinul este ok. Adică mă vaccinez azi, stau 21 de zile, îmi fac rapelul și după rapel mai trebuie să mai stau încă 14 zile până pot să călătoresc în, în Norvegia. Foarte, 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 foarte ciudat și dubios, dar asta e. Deci eu pot să pun pariu că pe mine mă lasă să filmez și aici, la cortul ăsta, care sunt convins că are pe el ceva cu MAPN sau nebunit de genul ăsta, chestie care nu ar fost niciodată posibilă, de exemplu, în Africa. Erau deja 50 de polițiști ăștia și numai când vedeau camera, săreau pe mine că n-am voie să înregistrez nimic. Nu e foarte multă lume pe aici, mă gândeam că o să fie plin acum. Da. Asta e colinca la televizor, toată lumea spune. Completat asta foarte rapid, întreabă aici dacă ai ceva afecțiuni și eu doar am trecut treaba asta cu Asbron și nu cred că are mare legătură cu vaccinul în sine, dar am zis să o trec ca să fie trecută. Ia să vedem. Mare moment. De ce îți faci mâna? A, pardon. E perfect. Trebuie să lași mâna relaxată, bine? A, ok, da, gata, gata, gata. Nu știam. N-am mai făcut o seringă. Da, da, da. N-am mai făcut o seringă de o injecție de 1 miliard de ani. Gata, mi-am făcut prima doză, dar nu am primit mici. Și de aia sunt supărat. Foarte, foarte mișto cortul ăsta aici, extrem de treabă oamenii, super, super tare. Am vorbit cu un băiat care lucra aici și mi-a zis că, domne, nu vine lumea să se vaccineze. Acum când am fost eu, nu a mai venit nimeni. Când am plecat, a mai venit o doamnă. Dar nu se bagă lumea să se vaccineze, le este frică oamenilor. Și eu vreau prin acest video nu să vă conving pe voi să vă vaccinați, Doamne ferește! Doamne ferește, chiar nu vreau să vă conving, eu fac chestia asta din convingere personală și asta e. Dar ce vreau să vă rog și ce vreau să vă sfătuiesc, dacă luați decizia de a nu vă vaccina, ar trebui să faceți chestia asta din niște motive logice. Și anume, să zicem că voi spuneți, bă, nu vreau să mă vaccinez, dar nu vă argumentați decizia de a nu vă vaccina. Bă, de ce am exposure ăsta? Gata, acum e mai bine. Nu vă argumentați această decizie de chestii de genul, bă, ne bagă chip sau nu știu ce. Singurul argument logic pe care eu l-aș accepta venind de la o persoană, să spunem, care nu vrea să se vaccineze, ar fi cel că, domne, nu sunt eu convins 100% că încă vaccinul ăsta e așa cum zic ei. Asta este o treabă pe care o înțeleg. Eu m-am vaccinat mai mult și împotriva, pentru că vreau neapărat să fiu ok când vine vorba de COVID, adică să n-am probleme de genul ăsta, doar că trebuie să fac chestia asta pentru că vreau să călătoresc în continuare și destinațiile în care mă vor duce îmi vor cere acest vaccin. Deci gata, bă, am făcut prima doză. Sunt fericit.
hai să ne așezăm acum undeva astfel încât să... Unde mă așez, mă? Vreau să testez whisky-ul ăsta, să văd dacă trebuie să-i fac eu din la, cum îi zice, QC-ul. QC-ul, auzi? Quality check, mă, da, facem quality check. Și acum momentul adevărului. Cea mai bună, pardon, cea mai bună băutură din lume, frate, deci este absolut îndrăgostit de asta. Și acum trebuie să vă spun ceva. Eu am de gând, voiam să încep asta în vlogul următor, vreau să vă prezint niște chestii care sunt foarte importante pentru viața mea de aici din București. Chestii din trecut pe care voi nu le știți pentru că n-am apucat să le filmez niciodată, adică unde am locuit, unde mă jucam când eram mic, unde a fost liceul meu, școala mea, pe unde mă plimbam, unde mă ducea taică meu cu maică mea cu căruciorul, chestii de genul ăsta, unde mă duceau maică mea cu taică meu cu căruciorul și o grămadă de alte lucruri din astea personale pe care nu le-am filmat niciodată și voiam să fac un video separat, doar că acum am făcut lista cu lucrurile importante și cred că pot să vă introduc în acest clip câteva chestii pe care nu le știați despre mine, să vi le arăt și să vă spun și povestea din spatele lor, dar pentru treaba asta trebuie să ne întoarcem la obor. Exact pe la gura de metrou de acolo, veneam în fiecare dimineață, în fiecare prânz, bine că toată și dimineață, pentru că munceam și o să vedeți primul și singurul loc de muncă convențional al domnului Backpack Your Life în cei 35, aproape 36 de ani de existență pe această planetă. Reiterez ce am zis mai devreme, îmi place Bucureștiul atunci când nu sunt mașini și când nu e trafic. Cred că am ajuns și spun cred pentru că eu nu-mi dau seama deoarece aici mi se pare că au făcut mai strâmb trotuarul ăsta. Dar cred, hai mă, ce dracu, a fost un gândac pe mine. Cred că ăsta de aici este locul. Da băi, ăsta de aici 100% este locul. Nu știu de ce în paragină acum, nu știu ce se face. Locul acesta în anul 2005-2006, nici măcar nu mai țin minte, era un sediu Asiban. Care ulterior Asiban, nu se mai numea Asiban, avea un alt nume. E, și în acest loc, bă, cred că ăsta e. Cu siguranță vechiul meu coleg de muncă, Victor, se uită la acest clip și dacă se uită, poate să spună dacă am greșit, dar nu cred că am greșit. Aici este. Ultima oară când am fost aici a fost, cred că acum vreo 8-9 ani, tot așa, era ceva în construcție, ori era în paragină. În fine, care este ideea cu acest loc? Deci undeva prin 2005 și eu stăteam cu ai mei într-o casă, pe care o să vă arăt în video viitor, când vă fac turul așa frumos, artistic, de noapte, al locurilor importante pentru sufletul meu. Stăteam într-o casă cu două etaje, adică parterul și... da, două etaje. Iar la etajul 1, la singurul etaj din casă, eu sunt dat peste cal la chestia asta cu etajele, pentru că prin lume multe locuri sunt considerate etajul 1, etajul 0 și așa mai departe. În fine, deci în casa respectivă, la etajul 1, era directorul economic, directorul nu mai știu care. Nu filmez în față pentru că e foarte mult zgomot, nu știu, un compresor ceva. Așa, de la Asiban, un domn super, super ok de nota 10, iar Backpacker Life nu facea nimic în perioada 2005-2006. Avea vreo, nu știu, cred că începusem deja două facultăți, nici măcar nu mai țin minte. Și faza este că ai mei, evident, au zis, bă, haide să te apuci să muncești undeva. Și au vorbit cu tipul respectiv, domnul Ștefan Topor, îl cheamă, domnul respectiv, și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru ajutorul pe care mi-a dat atunci. Mi-a zis, băi, s-ar putea să fie de lucru la noi aici la muncă, vin o să, nu știu, dai un interviu sau să faci o probă, ceva de genul ăsta. Și am venit aici și am luat proba, trebuia să bagi probă, nu știu cât aveam, 19 ani atunci, 2004, cred că 19 ani, 20 de ani, 2005, ceva de genul ăsta. Trebuia să bagi niște informații în calculator, 4 ore pe zi, câștigam undeva la vreo 700 de lei sau 750 de lei și trebuia să bag informații în calculator, din polițele de asigurare să le bag în calculator. E, faza este că eu fiind obișnuit să stau pe calculator, eu băgam alea foarte repede sau băgam mai multe decât trebuia. Și mi-am dat seama după primele 3 săptămâni că bă, bag pe repede și ar trebui să bag mai încet. Și am încercat să vorbesc cu oamenii să-i zic, bă, puteți să-mi dați un număr de poliție pe care trebuie să-l
ce trebuie să le bag acolo în calculator, că așa eu pot să stau și pot să vi le bag pe toate. Asta a fost treaba. Și nu-mi convenea să fac chestia asta. Și oamenii au zis, păi nu, că trebuie să stai la muncă și la 4 ore bași câte poți tu. Și atunci am făcut o înțelegere cu ei și am zis, bă, hai să facem altceva. Vin, îmi dați un număr fix, eu le bag pe alea. Dacă le-am băgat în 3 zile pe săptămână, pana mea, restul zilor sunt liber. Evident că nu funcționează așa piața muncii și după vreo 2 luni de zile, cred că m-au dat afară, că nu am mai dus, eu voiam să mă duc sâmbătă pentru că nu era nimeni și ducându-mă sâmbătă puteam să stau și puteam să lucrez fără niciun fel de problemă, astfel încât nimeni nu mă freca la cap, doar că eu nu respectam regulile pe care oamenii le impună acolo la muncă și după 2 luni de zile sau 3 luni de zile m-au dat afară. Da, mă, deci aici e 100% că țin minte chestia asta când veneam, că de multe ori vineam prin spate, șoseaua Ștefan cel Mare numărul 33, zice aici. Deci 100% e în... e acesta locul. Cei care stau prin zonă pot să mă corecteze, dar sunt aproape convins 100% că acesta este locul. Deci da, aici la sediul Asiban, primul și singurul loc de muncă pe care l-a avut domnul Backpack Your Life, loc de muncă convențional. Haideți să mergem acum să vă arăt și cea de-a doua școală în care am studiat. Pentru chestia asta trebuie să mergem la stația lui 34, adică mai în față, dacă îmi aduc eu bine aminte. Am văzut tramvaiul, dar nu mai sunt sigur că e tramvaiul 1, frate. Purtarea măștii este obligatorie. Dar nu mai știu dacă pe ăla trebuie să le iau ca să merg încolo. Stai să vedem. Eu știam că trebuie să iau tramvaiul 34. Eu acolo am rămas în minte. Ia mă, îl luăm pe ăsta. Problema e că eu n-am bilet. Nu știu de unde dracu să-mi cumpăr. Dar mă suie în ăsta așa ca cum făceam în 96, când mă duceam la școală. O stație, sper să nu o prinde nimeni. Ne vedem. Puțin context pentru a face lucrurile foarte clare. Eu am făcut școala generală, clasele 1-5. Da, 1-5 am făcut la școala 3, pe Nicolae Titulescu. Titulescu era acolo, da. Și o să vă arăt chestia asta, repet, în vlogul de noapte pe care o să-l facem, cam o idee să merg noapte prin București cu bicicleta și să vă prezint locurile dragi mie. Așa, doar că în clasa 5-a, deoarece am fost un copil problemă, mi s-au oferit două opțiuni. Ori te exmatriculăm, ori schimb școala. Și evident că am ales să-mi schimb școala. Și am fost cumva mutat disciplinar, putem spune, la școala cu numărul 56. Ne aflăm exact acum aici. Mi-aduc aminte că la scara acestui bloc stătea un bun prieten, Răzvan Romanescu. Îl cheamă, el acum locuiește undeva în UK. Mamă, și exact pe străluțele astea pe aici veneam de la școală. Bine, parcarea asta nu exista. Acum vorbim de anul 1990 și cu un an înainte de Titanic. Am intrat, adică 96 Titanic, mi se pare că a fost în 97, dar când am văzut Titanic de prima oară în viața mea, că l-am văzut și eu de 1000 de ori, eram încă aici, pentru că după clasa 6-a și de aici m-au exmatriculat, adică m-au dat aceeași variantă ca aia de acolo și m-am mutat în aceeași clasă din care plecasem acolo, în clasa 5 acum ar veni, deci a 5 am făcut-o, până la 5 am făcut acolo, a 6 aici și până la 7 și a 8 acolo, dar o să vă arăt. Da, țin minte blocurile astea, blocul ăsta, 100% nu avea culoarea asta, dar strada îmi readuce așa amintiri. Mamă, frate, cât de tare, aici n-am mai fost, de foarte, foarte, foarte mulți ani n-am mai fost. Ia uite, scrie aici frumos, vaccinare, ia uite frate, și aici te vaccinezi, ești nebun la cap. Fii atent aici. Și aici te vaccinează primăria sectorului 2. Nu știam că și aici se face vaccinarea. Și exact aici, exact în locul ăsta, mi-aduc aminte, nu mai țin dacă era poarta asta, nu cred că se poate intra acum. Asta este școala numărul 56, mașa. Am zis mai devreme, dar 56. Și aici am făcut un an de zile. Deci aici mi-aduc aminte că am făcut un an de zile și a fost super tare. Am făcut o grămadă de prieteni, o grămadă de oameni cu care am păstrat legătura de-a lungul timpului și de-a lungul anilor. Evident că la fel, părculosul ăsta nu era așa aici. Erau foarte, foarte, foarte mulți elevi. Sunt convins că nu se poate intra acum. 100% nu se poate intra. Dar, da, și aici evident că am fost mutat pe niște relații pe care le aveam maică-mea
cu o profesoară care m-a ajutat să-mi depun actele, dosarul, nu știu ce, și să mă mut aici, da? Deci am făcut un an și după anul pe care l-am terminat aici, nu mai țin dacă am avut sau nu am avut corigență, nu cred că am avut, pentru că auzi profesorii ceva de genul, bă, nu te lăsăm corigent dacă te muți. Și m-am mutat în partea cealaltă. Deci, absolut ireal, am fost un copil, problemă, frate, i-am înnebunit pe aia, gândiți-vă că în timp ce eu schimbam liceele și în timp ce eu și aveam o grămadă de probleme cu școli generale și cu nebunii de genul ăsta, sora mea era, unde era perioada aia? Era în Germania, frate, era super bună pe balet, forță, grupa mare, șmechere, șmechere toți. Foarte tare locul ăsta. Nu vine să cred, deci aici chiar n-am mai fost de mulți ani, cred că de cel puțin 20 de ani n-am mai trecut pe aici. Ireal. Ce mă, aici e cu bac ceva, habar n-am. Nici măcar nu mai știu la ce oră este astea cu bacul, nu mai folosit dezinfectant. Mi-aduc aminte de intrarea asta. Asta era intrarea profesorilor și intrarea elevilor undeva prin spate. De ce mă, sunt profesori acum, e școală? Ce dracu? N-are cum să fie școală, nu? Da, nu cred că o să mă lase ăștia să intru. Sau aș putea, stai să întreb. Hai să ne poate mă lua. Vedem că nu m-a lăsat. Am întrebat și eu pe un frate, vreau să intru și eu o secundă atâta, să mă duc până în spate acolo. Și nu mi-a dat voi, nu m-a lăsat să mă duc. Poftim? Nu, mă, nu, voiam să mă duc și eu să fășu spatele acolo și nu m-a lăsat, n-a vrut să mă lase. Da, mă, e ProTV un parte aia și are dreptate băiatul, pe care îl salut. Mulțumesc frumos că m-ai recunoscut și că mi-ai dat informația, da. E acolo ProTV în spate și pentru că e ProTV-ul, unfortunately, nu pot să portar cu simțul răspunde. Am spus, vă spun și eu până în curtea școlii să mă uit și eu. Și n-a vrut să mă lase. Asta e. Dar ați văzut unde am făcut un an de școală. Da, mă, cred că Asibanu s-a transformat în grupa AMA, nu? Parcă ții minte treaba asta, dar nu sunt convins la asta. Alte trei features-uri superbe ale cardului Curve sunt următoarele. Turn back in time, se zice că ai plătit cardul Curve, căruia aveai asociat, să zicem, ING-ul și Banca Transilvania. Doar că ai optat să plătești cu ING-ul și poți să dai seama că n-ai fi vrut să plătești cu ING-ul, că poate aveai nu știu ce avantaje cu Banca Transilvania. Pac! Te poți întoarce în timp, poți muta tranzacția retroactiv, deci după ce ai făcut-o, de pe un card pe celălalt, iar chestia asta este extrem de tare. Numărul 2, faptul că nu trebuie să iei mai multe carduri cu tine și vreau să subliniez treaba asta, deoarece pentru mine este o problemă majoră să merg cu 100.000 de carduri după mine. A treia chestie extrem de tare, suportul pe care îl au de fiecare dată când am avut o problemă și asta a fost înainte de a colabora cu ei, pentru că mi-am luat cardul înainte de a colabora cu ei, de fiecare dată când am avut o problemă, dragi prieteni, tot timpul ei au fost foarte, foarte prompți, maxim, nu știu, 10-15 minute mi-au răspuns. Domnul ăsta a zis, frate, ce dracu, e roșu, am ajuns la o vârstă, mă trec, că a venit și o mașină foarte rapid, dar nu e nimic. Asta e, când ajungi la o vârstă, îți pasă mai puțin, să aibă ei grijă, nu eu. Școala este foarte aproape de, așa mă, Iulia HD, că uitasem, ține aminte HD, dar nu mai ține aminte Iulia, deci da, foarte aproape de Iulia HD. Presupun că toată lumea știe liceul ăsta. Totodată, în momentul în care îți iei aplicația Curve și îți vine cardul acasă, telefonul pe care îți iei aplicația are și la asigurare, ai și asigurare de călătorie și o grămadă de alte lucruri extrem de interesante. Cardul e frumos, arată bine și dacă îți faci cont folosind link-uri din descriere, primești și 30 de lei. Iar la rândul tău, tu poți să dai link-ul tău de referral unui prieten și prietenul respectiv va primi 30 de lei și tu poți primi 30 de lei în momentul în care prietenul respectiv își face cont. Deci toată lumea e fericită, toată lumea câștigă atunci când vă faceți cardul Curve, repet, cu mine, ca să mă ajutați pe mine, link în descriere, vă mulțumesc frumos! Ce vă spuneam mai devreme cu traficul? Da, dar să știți că asta este o problemă globală, nu ține doar de București sau de Europa sau de Asia, este o problemă pe care o întâlnești peste tot. Ok, asta a fost cu prima mea zi prin București. Din seară cred că o să mă duc la un 9:30, am văzut că orașul e super tare noaptea, nu sunt mașini. Vreau să-mi iau o bicicletă din aia electrică sau o bicicletă normală și să mă plimb noaptea prin vreo 7 puncte pe care le-am notat pe hartă, astfel încât să vedeți și voi povestea domnului Backpacker Life, unde s-a născut, unde a locuit, unde a trăit și la final, poate peste 50 de ani, o să și vedeți unde a murit bătrânul Backpacker Life. Dar da, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, ne vedem și pe Instagram. Încă o dată mulțumesc Curve, aveți frumos link-ul în descriere. Nu uitați că vă iubesc, la revedere, pa, pa!